dar vom avea timp să discutăm despre acest lucru. De cealaltă parte, Cristi Pusta e antrenorul, în imagine, arbitrul acestei partide. Rareș Vidican, care a aflorat startul jocului, călărașul mai important, însă și călărașul. Iată gol! Gol pentru UTA! Minutul 30! Perfect centrarea primisă de... Atac important pentru Dunărea Călăraș. Se execută lovitura de colț. Mingea centrată de același Tomozei. Mingea lovește bala și este gol! Gol pentru UTA! Cristi Pustai, încă o dată vedem centrarea trimisă de Tomozei. În careul Călărașului, mingea este întoarsă în spate. Un șut și este gol pentru UTA! Buvăceanu, golgheterul ligii a doua în campionatul trecut. În deplasare la Farul, o lovitură liberă executată aici peste poarta lui Iacob. Se fluieră finalul partidei. UTA învinge.